pentru cei care sunt oameni și sunt slujbă de pământ. Amin. Câtă vreme cel ce este a promis că e cu noi. Aleluia. Câtă vreme cel ce-i veșnic e cu mine și cu voi. Amin. Câtă vreme cel ce moartea a zdrobit-o și a înviat și trăiește în mărire și e viu cu adevărat. Câtă vreme prețul jertfei ne răscumpără pe toți. Câtă vreme port pecetea celui înviat din mori. Câtă vreme ești în pulsul părtășilor de sus. Nimenea să nu se teamă, căci cu aceștia e Iisus. Nimeni să nu se teamă, orice vremuri ar veni, căci așa-i promisiunea, El, Iisus, cu noi va fi. Am dovezi pentru aceia care sunt vâltoarea luptei, pentru cei care sunt pe fronturi și săgețile sunt multe, pentru cei ce sunt gata de a da un pas înapoi. Ascultați o veste bună! Dumnezeu este cu noi! Nu suntem sortiți pe zări când cu noi este Hristos! Chiar de ni se cere jertfă, dar finalul e glorios! Nu-i cununa fără luptă! Nu-s victorii dând înapoi! Nu-i final cu imn de glorii, trândăvind în pierne voi. Nu-i o veșnicie în slavă, fără jertfă de erou. Și s-o știm, nu-i mântuire fără naștere, din nou. De aceea fronturi multe pentru cei ce vor viață, pentru cei ce vor mesajul să-l transmită mai departe, pentru cei ce vor să aibă părtășire de sus, pentru aceștia-i veșnic lupta, fiindcă sunt ai lui Iisus. Aleluia! Dacă înțelegi aceasta și te afli cu acest popor, nu te teme! Nu te teme! Tu vei fi biruitor. Aleluia. Dar de joci cu frații piatru și la fel și cu Iisus, vine vremea când să tremuri și să cazi chiar de sus. Îți va tremura piciorul chiar de ești un Goliat. Deci așa vorbește Domnul! Dumnezeu cel prea înalt, El va termina cu Duhul de mândrie și înălțare? L-a zdrobit pe Lucifer când a vrut să fie mare! Pietru, nu-i o problemă! Cât ar fi de întronat, într-o clipă ia suflarea și cu el s-a terminat! Dacă el încă pe unii îl vedem că îi tolerează, asta este treaba lui. De ce și așa lucrează? Nu înseamnă că îi place compromisul între frați, însă nu toți, într-un fel, sunt de Domnul luminați. Azi mesajul e pentru aceia care sunt de Iisus. Glorie lui! Cu credințare înspre patria de sus, care nu-s legați de viața care știm că-i trecătoare, care țin drapelul sus și când sunt la strâmpărare, care nu-i duce valul, duhul de modernizare, care arde
un ruc, e se află în lucrare, pe aceștia astăzi Duhul îi anunță la durare să rămână în credință devotați pentru lucrare. Aleluia! Căci nu-i mult! Oricare luptă are cândva un final și orice mare cât de întinsă are undeva un mare. Important este finalul. Cine te va întâmpina când pe țărmul veșniciei? Tu sau eu? Ne-o-mi prezintat. Cine lacrima îți va șterge de pe bradul oprit? Cine îți va spune atunci? Scumpule, bine! Cine îți va spune atunci că te-am sădit în palma mea când eram împins pe cruce și când sângele curgea? Iată, ai ajuns acasă. Ai sfârșit călătoria. Intră pe aici, partea asta este veșnicia. Într-un cântec de oseana vom păși înspre un mai sus, că acel ce ne conduce este Mesia, Iisus. Dacă vrei finalul acesta, nu mai stau pe la descruci. Intră în vântoarea luptei. Crucea trebuie să o duci. Și să știe toți aceia care abia, abia mai bine. Nimeni să nu se teamă, Domnul e cu noi. Amin. Aleluia.